Bine v-am regăsit, oameni buni, la un episod din noutăți și licuri pe Fortnite. Oameni buni, astăzi o să discutăm despre cum m-am trezit eu azi noapte la ora 3 din cauza unei notificări. Pentru că putem să-i spunem notificarea perfectă nu exista. Notificarea se numea robotul a fost scos. Da, ați auzit bine, robotul în momentul ăsta nu mai există în Fortnite. Și o să discutăm despre chestia asta imediat. Cei de la Fortnite ne mai adaugă o chestie în joc, un fel de survey, un fel de test la care o să trească să răspundem. Și ținând cont că este sâmbătă, putem să denumim astăzi sâmbăta cu surprize, băieți. Pentru că se întâmplă chestia asta și pe Fortnite. Și am o propunere pentru voi, pentru fiecare persoană de aici care se uită la clipul ăsta. Știu că foarte multe persoane iubesc Minecraft-ul și în special iubesc Minecraft-ul modat. Așa că facem următoarea chestie. Dacă dorești să începi o serie de Minecraft modat pe canal, bine, să reîncep o serie de Minecraft modat pe canal, ce trebuie să faci? Trebuie să te duci să apeși pe butonul de like și pe butonul de subscribe. Asta tot. Boom! Dacă strângem la clipul ăsta 12 like-uri. Da, băi, 12. Atât. 12 like-uri. Dacă strângem 12 like-uri la clipul ăsta, începem seria de Minecraft modat și mâine îi dăm cu primul episod din Minecraft modat, pentru că am găsit un mod super, super șmecher și vreau neapărat să-l împărtășesc cu voi. Așa că dacă dorești să mai vezi episoade de genul ăsta și dacă dorești serie de Minecraft modat, du-te și rupe butonul de like și subscribe și nu uita să adaugi codul ZESAMI în item shop dacă dorești să mă susții, așa că hai să intrăm în episod. Deci aproximativ pe la ora 2-3 noaptea, adică acum foarte mult timp, cei de la Fortnite au venit cu un hotfix urgent, cu o schimbare, cu un update de urgență la Fortnite, care pur și simplu update-ul ăsta a înlăturat robotul din Fortnite complet. Efectiv în momentul ăsta nu mai există robotul în joc. Da, ați auzit bine, pur și simplu robotul nu mai există în joc, este disabled. Nu știu exact care este problema, pentru că sigur a existat un bug extrem de major care nu am și o idee de ce făcea, dar sigur puteai să dai exploit sau nu știu care e toată treaba. Vreau să facem puțin o comparație. Trebuie să ne aducem aminte că atunci când a fost bugul cu robotul în care puteai să câștigi orice match, adică sper că știți de bugul ăla, da, exista un bug unde pur și simplu puteai să câștigi efectiv orice meci dacă te aruncai cu robotul undeva într-o apă și ieșeai la perfecție din robot și dădeai cu o grenadă și chestii de astea. Da, gândiți-vă că atunci nu a fost voltuit, atunci efectiv nu a fost scos, dar a fost scos acum și nu înțelegem de ce, adică eu pur și simplu nu înțeleg. Uite, avem aici următoarele chestii, vedem că astea sunt în fișierele jocului și scrie mare și clar: disable mech in core, adică în meciurile normale, în solo, duo și squaduri. După aia, disable mech in arena, adică în arena solo și trio, și disable mech in tournament, în caz că va fi un turneu, nu mai știu exact, sau cred că va fi în weekendul ăsta un turneu, un ceva organizat de Fortnite. Vedem că toate valorile de la sfârșit sunt 0. Egal cu 0. Adică pur și simplu robotul nu se va mai spawna. Poate știe cineva care e șmecheria cu toată treaba asta și de ce au scos robotul. Pentru că eu sincer nu știu. Am căutat și pe Reddit, am căutat pe Twitter. Nimeni nu știe de ce este robotul scos. Doar toată lumea știe că s-a scos. Dar efectiv nimeni nu știe de ce s-a scos robotul, toată lumea se întreabă de ce s-a scos robotul și toată lumea, dacă ne uităm pe pagina Twitter, toată lumea spune că bă, lăsați robotul, așa nu ne trebuie. Adică eu să fiu sincer, mie chiar nu mai întrebe robotul. Adică acum e perfect jocul. Fără robot e mai mult ca și perfect. Bun, și am vorbit despre un fel de test pe care ni-l dau cei de la Fortnite când intrăm în joc, așa că vreau ca să tratezi întrebările astea ca atare și să răspunzi cum crezi tu. Adică nu trebuie să iei în considerare părerea mea, nu trebuie să iei în considerare părerea nimănui, trebuie să pur și simplu să răspunzi cum te simți tu față de update-ul ăsta. Uite-te, avem aici 1, 2, 3, 4, 5 întrebări și te întreabă foarte frumos care este treaba
și cum te simți tu față de update-ul ăsta? Cum te simți tu legat de Pandora Rift? Avem 5 răspunsuri, de la 1 până la 5, 1 înseamnă very negativ și 5 înseamnă very pozitiv. După aia avem cum te simți față de Center Void Rift Zone, adică chestia din Loot Lake. După aia te întreabă care este părerea ta de Retail Row, unde sunt zombalăi. După aia te întreabă care e părerea ta despre Tilted Town, unde nu poți să construiești, nu poți să spargi nimic, este doar full bătaie. Și ultima întrebare te întreabă, de fapt ultima întrebare este, ce părere ai tu despre Shield Bubble? Adică despre shield-ul ăla pe care îl arunci pe jos și ține un anumit timp și nu poți să tragi din el și nu poți să tragi în el. Ceea ce mi se pare, chiar mi se pare o chestie destul de tare. Da, așa că vreau ca să mergeți în comentarii să-mi spuneți neapărat de ce s-a scos robotul. Eu dacă o să aflu, o să vă las pe comunitate, pentru că sincer chiar nu avem nicio informație de ce s-a scos robotul. Poate știți voi, poate aveți informații mult mai bune ca mine. Așa că, oameni buni, cam ăsta a fost episodul pentru astăzi. Nu uitați de propunerea pe care v-am făcut-o și de sâmbătă cu surprize. Da, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe dacă mai doriți astfel de episoade și dacă doriți să începem seria de Minecraft modat. Let's freaking go!